Metalul Buzău și Olimpia Râmnicu Sărat și-au aflat adversarele împotriva cărora vor evolua în viitorul sezon al Ligii a III-a, care va începe în data de 25 august. Tragerea la sorți a meciurilor din cele 5 serii ale Ligii a III-a a avut loc într-o ședință a Comitetului de Urgență al Federației Române de Fotbal. Cele două formații care reprezintă județul Buzău, Metalul și Olimpia Râmnicu Sărat, vor debuta în noul sezon pe teren propriu. Metalul va juca sâmbătă, 26 august, cu Înainte Modelul, iar Olimpia, vineri, pe 25 august, cu Sportul Chișcani. În runda a doua, Metalul va juca la FCSB 2, iar râmnicenii pe terenul formației Unirea Slobozia. Meciul direct dintre Metalul și Olimpia va avea loc în etapa a noua și se va disputa pe stadionul Cornel Negoescu din Buzău. În sezonul 2017-2018 al Ligii a III-a, Metalul Buzău și Olimpia Râmnicu Sărat au fost repartizate în seria a doua, alături de echipele secunde a numai puțin de 3 dintre cluburile din Liga 1, Viitorul 2 Constanța, FCSB 2 și FC Voluntari 2, dar și de noua echipă a Farului Constanța.